Bun găsit, dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult la o nouă întâlnire, că sunteți alături de noi la o nouă întâlnire on record. Dragi prieteni, astăzi vom avea o ediție de colecție, o ediție incendiară. O să vedeți că o să vă uitați de două, trei ori la acest podcast, pentru că invitatul meu este nimeni altul decât domnul Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste Române de fotbal, dar și fost deputat în Parlamentul României. Două legislaturi! Două legislaturi. Exact. Uh, în echipă cu uriașul uh, și avem. Ne este ne doar de Coneliu Vadim Tudor. Da, Dumnezeu să-l o că a fost un uh, mare om politic și un uh, mare om de cultură. V-aș certa vreodată cu el? În fiecare zi. Constructiv, că nu dalea. Da păi. Constructiv, bineînțeles că nu ține a, a dușmănie. Dar de la a ce propus, vă M-a propus de două, trei ori uh, să fiu dat afară de la ligă, așa că el se supăra des pe mine. Asta chiar nu știam pe bune? Da, sigur că da. Și în revista lui a scris două, trei articole. Și Dar eram uh, vicepreședinte de convinție parlamentară și eram unul din fruntașii uh, partidului. Erați cartea de vizită a partidului, practic. Bineînțeles, da. Și eram prieten ca un frate cu el. Dar și îi spuneam, a, ce bași tu toate prostiile înseamnă. La el uh, foarte puține lucruri erau uh, serioase când avea o prietenie. Nu scotea în evidență lucrurile serioase. Da, a fost, este... Da, un rămânem, lume, un nume rămânem... care rămâne în istoria acestei țări. Dumnezeu să-l Mai păstrați legătura legătură cu familia, cu Lidia, cu... Nu prea mai. Am avut o, o perioadă, nu prea. Domnul președinte, vă este dor de ligă? Vă este dor să mergeți la birou zilnic? Nu, doamne ferește. Dacă mă dădeau mai devreme, cu vreo 10 ani afară de la ligă, păi aveam vreo 300 de blocuri făcute până acum. Deci tot în bană în zona asta de business, da? Da, da, da. Da, da, Liga va și hrănit așa, avea dat ani din viață, va, va hrăni spiritual. mine a fost uh, o perioadă de 21 de ani, absolut extraordinară, că eu n-am fost numai uh, președintele religiei, am fost și primul vicepreședinte al federației. Și tu îți dai seama, toate deplasările cu echipele naționale, cu, 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 cu cine vroiam, bă, și, uh, echipele naționale fac deplasări sunt de la Under 16 până la Under 20, 21. Uh, 21. Uh, plus echipele mari, plus echipa ligii, plus echipa Olimpică. Îți dai seama, și eu mi-a Deplasările. Da, și... toate astea. Era o frumusețe. Și uh, am avut uh, un președinte de federație inegalabil pe Mircea Sandu. Absolut inegalabil. Unul din mari președinți, dacă nu-l curățau, era, era primul vicepreședinte al Federației uh, Internaționale. Din păcate, vedeți, oricât nu m-aș pricep, eu nu prea mă pricep la vorba acestea, țin și eu cu o echipă, dar mulți vă plâng și pe mine asta și pe mine. Acum da, și atunci mă înjurau. Aveam da, două echipe da. în Champions League, în primăvara europeană, și mă înjurau uh, uh, ca la ușa cortului. Bine, mă înjurau datorită. Eu sunt singurul din istoria acestei țări, din opoziție, am făcut singur o lege organică. Ca să faci o lege, întrebați-l pe șeful vostru ce înseamnă să, să, faci o lege organică în această țară singur. Deci să... Vă referiți la legea cu înjuratul pe stadion? Nu, nu, nu. Dar cu, ce? Cu, cu asta, dar nu, 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 e legea cu înjuratul. Legea huliganism. Dar așa vă v multe stadion. castane. Da, Să-și dea seama acum, majoritatea, că este o lege care îi apără și nu i bagă la pușcărie. Corect, da. Dar este o lege uh, uh, europeană, o, o, o lege bine uh, structurată, făcută de un singur om, de mine. N-a mai reușit nimeni din opoziție singur să scoată o lege organică în această țară. Și deci, dezmantă. pe unde am umblat? Deci, păi cum să nu fiu mândru? Am drept de autor asupra unei legi uh, Tu ai seama și uh, În gura uh, uh, Miilor de, de, de suporte din această țară Prin câte înjurători am trecut eu Dar bine, eu sunt uh, Ca să fac și o glumă acum, că tu ai nevoie și de glume aici. Eu, eu uh, Am fost învățat precum cățeaua la prune Știi? <laughs> cu cu uh, Mediul ăsta, că în asta am trăit am, am fost 41 de ani Am semnat la președinte și, confl și conflictual, și în toate, toate conflictele din țara asta eu le duceam în spate. Asta a fost. A fost frumos, a fost. Dom le, Dom le, am, put am, am rezistat la TVL, să știți. Și n-am fost răutăcios. Domne, oamenii răi, Reține ce spun. Oamenii răi, oamenii care țin dușmânia astea, se consumă, mor și repede, Fii atent aici. Și nici nu reușesc în viață. Te cerți cu unul Lasă-l mă în pace ce Dumnezeu. Vrei să-l omori? Nu e om ca și tine? Greșim toți. Cine știe să se adapteze la fiecare situație, acela reușește în viață. E foarte important chestia asta. Dar să le spun celor care ne urmăresc, domn președinte, că dumneavoastră, înainte de a vă lua în jurăturile din fotbal, v-ați luat în jurăturile și la business-ul din presă pentru că și chiar și eu am însemnat ani de rândul, la atac la persoană, singurul ziar care pur și simplu a șocat. Mai fratele meu, și ați avut a fost un început. A fost un început. Păi să vă puțin de atac la persoană. Fii atent aici. Mamă, ce ziariști am putut să am acolo, Doamne. Unul mai bun decât altul. Dragos Dumitriu a murit, Dumnezeu, Dumnezeu să-l Acum de curând, un an de zile. A murit tânăr, da? un tip foarte deștept. Dar... Aveam multe. Ai de mine și de mine. domne nu exista. Uh, ei loveau, eu primeam. Adică uh, se urcau pe oricine, de la președintele țării până la ultimul bijnițar. Iar ăia toți la cine veneau? La patron, la, la proprietarul uh, ziarului. Păi așa l-am vândut. Uh, Vrei să-ți să, să povestesc o Vă, rog, o, nu, vă fii rog. Care a fost cea mai nenorocită? Stai stai, 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 să vezi, stai să vezi. A, am două faze absolut fenomenale. Una, când șeful comunității evreiești din Austria a venit aici, Bubi și Băr îl chema, cu Lucian Gansevici, un, un, prieten evreu de-al meu, de la Scornicești, și mi-au spus, domne, e nenorocire. Da cine e Antonescu ăsta care uh, a scris de evrei în felul acesta în, în ziarul atac la persoană? Ma, ma, eu eram în străinătate, plecat cu echipa națională. Mă cheamă Blatter. Fii atent aici. Vine Blatter în România. A atent, trimite o comisie să, 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 să verifice. Blatter, fii atent aici. Și vine ăsta din Austria și spune, domne, vorbea românește, plecase din Botoșani. Bubi Ciber îl chema. Și zice, domne, hai până la Zug în Austria, în uh, Elveția. E, Zug este un canton uh, la vreo 40 ceva de kilometri de uh, uh, unde Mark Rich, șeful uh, el mare al comunității evreiești uh, uh, venise, fusese în America și uh, uh, Clinton îi redusese din uh, uh, drept de -a stat. Nu, 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 din datorii un miliard și ceva. Eu am un tip uh, roșcat, așa, înalt de 2 metri și ceva. Și mă duc acolo, mă ia cu o limuzină de la, de, de, de la hotel. Am crezut că cine știe, mă curăță. Îți dai seama ți, 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 aduc, am avut un curaj nebun. Și mă duce la asta, la, la, la Și la Margrici, îi zice, domnule, dumneata ești antisemit? Nu sunt, domnule, antisemit, pentru că. Uh, eu am prieteni evrei, am fost în Israel de câteva ori, am afaceri cu evrei, domnule, eu am prieteni unguri și evrei, mai mult decât tolteni de mei. Da. Și cum îl cheamă pe taică Păi Dumitru, ca pe mine. Și pe tata al... Dumitru, ca pe... Da, cum Dumitru? Dumitru? Da, domnule, Dumitru. El scria la uh, un, un, computer, așa, nu au ajuns, nu, nu veniseră computerele astea mici, așa. Era un computer mare, așa, îl trăsese de... Și el scria, pe mama, tu i-am spus eu așa, pe bunica tot așa, el scrie. Și stă așa vreo 30 de secunde și începe să râdă către mine. Și între timp intră Blatter pe ușă. Fii atent aici. Deci totul era regizat. Nu, îl chemase și pe Blatter acolo. Era o, o masă lungă așa și ăsta blater n-a stat jos până nu i-a dat ăsta. Deci era unul dintre cei mai tari oameni pe planetă. Ia atent, iar ăsta era șeful Evreimii uh, Mondiale, Mark Rich îl chema. Și îmi spune, rezând, eu care știam 120 de cuvinte în, în, în engleză, mă înțelegeam, dar mă înțelegea toată lumea. Dar eu nu vorbeam uh, bine engleză, dar uh, cum să spun, mă înțelegeam pe toată fața Pământului. Uh, Mi-a de ajuns. În, da, 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 da. Dar nu vorbeam, ei vorbeau în ebraică. Și îmi spune, râzând către Bobi și Băr și către Lucian Gansevici, ăștia vorbeau românește, despre asta nu e, domne, uh, antisemitie e țăran. E un țăran, domne. cum a ajuns țăranul ăsta să aibă 5 ziare pe piață în România. Da vești cinci? 5 ziare aveam. Aveam așa. Revista Săptămâna, Universul cu Dinu Seraru, director. Fii atent atacul la persoană, sportul românesc și fotbal Rebuns Magazine, o, o revistă, vindeam 175.000 de, de, exemplare. De, de, asta. Aveam, eram, Ca și atacul se vindea bine. Bai, toate mergeau atunci. Păi eu sunt singurul care am vândut când toate mergeau. Hai să termin povestea acum. Da. Și spune, domnule, lăsați-l în pace pe ăsta și ajutați-l dacă puteți. Marriș, care era șeful Evelinii Mondiale. Îi spune lui Blatter că era șeful FIFA. Nu al UEFA. Era peste UEFA. Și mă întreabă ce pretenții ai ca să nu... să-l să lași în pace pe Petre Roman și să uh, mai ai grijă și de noi, din când în când, de noi. De comunitate, da. Da, ia, drăguț. Fată. Și eu, la tupeul meu, dai seama, nu se găsea hârtie atunci. Eu consumam, făceam am foarte multe. Dacă vindeam 850.000 de mii de ziare pe zi, la toate, cinci. Da, da, da. Tu îți dai, îți dai seama. Și spun, sunt dea și mie din rezervă de stat niște hârtie mai ieftină. Din România? Da. A, oh, bine. Vine în România, mă, că și așugărată. Trec vreo 3-4 zile, vine unul mic așa la mine. Sunt general, nu știu cum, și de la rezervele statului m-a trimis domn președinte de câtă hârtie aveți nevoie? Și mă uit la el. Cine ești, domnule? Sunt, mi-a spus el cine e, în general, ăla, un tip bătrân, așa. Eu eram tinerel atunci, îți dai să. Tinerel. Da, 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 da. Și spun, păi dăm și mie vreo 300-400 de, de, tone de hârtie. Mă, nene, nu găseai uh, 10 tone atunci. Foarte greu să făcea. Și spune, da, aveți banii să plătiți? Da, voi mi-a dat hârtie că îl vindeam cu prețul dublu la alte ziare. Și asta a fost euh, treaba cu euh, atacul la persoană. Dar știați articolul care a apărut sau nu știați? Da, știam. Știați tot ce se știam întâmplă? Știam afară. Eram în străinătate. N-am știut de el. Când da am venit în țară, deja voiau ziarele, voiau toate. Mi-a fost frică atunci. Zău mi am fost frică. De obicei, dar eu niciodată n-am știut dacă mă joc, ajungeau pe vremea nici mai știu. Dragoș era într-adevăr redactor și șef la ziar, dar ajungeau articole, cel puțin pe Monden, unde scriam eu, ajungeau articole în să le vedeți? O parte, da. o parte, da. O parte, da. O parte, da. Dar nu prea vă interesa asta cu botezatul, cu. Nu, no, nu, no, nu. No, nu, no. nu, no, nu. No, nu. No, no. au fost și, titluri... și nu mă implicam. Că doar știi. Da, nu da, mă da. da. implicam. Numai că îi spuneam, băi, dacă l-ar uh, uh, nu îi spuneam lui Dragoș. Băi, dacă l-ar spune, sau ăla, pe pola pe pe îmi spuneți. Pentru că eu eram cu Iliescu, cu Năsase. Dai da, da. seama, și ăsta, opoziția, mă tot pândea să mă calce pe bombeuri. Așa, și a doua da. întâmplare în care eu, a fost? Asta a fost cu. cu Evreu. Cu e, ebreu. Și cu. așa. Cu, cu, cu atacul la persoană. Tot în zona politică? Stai, stai să vin. Cu atacul la persoană. A, 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 unde ai fost tu? Mă cheamă Vântul. Și îmi spunea, alo, Coane, cum vorbea el, alo, Coane, ce faci, Coane? Ce să fac mă, mâncație de jucăriată? La redacție. Eu sunt uh, invalid. Nu vrei să vii până la mine? Pe cheiul gâdlei aici, într-un bloc, la, pe la etajul 4-5, avea uh, birou. Era... Atunci cu FNI-ul, cu banii, de, 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 nu încăpeau în, în, într-un tren. Mă duc la el. Coane, sunt distrus. Ce? -i? Domne, trebuie să îmi vinzi mie atacul la persoană. Nu îl dau, mă mâncați aici, Ce am să-l dau? Deci nevând. Voi păi, dacă merge bine, de ce să-l dau? Coane, mă distruge ăsta, Constantinescu. Iată, mă distruge Constantinescu pentru că ăștia ai tăi, să leagă de familie, de asta. Era cu țigareta, cred. A, nu numai cu țigareta, de nevasta și de toate, de el. Și spun, da, bine, ți-l dau. Și... Bineînțeles că nu o să spun suma care mi-a dat-o, dar mi-a oferit așa că de nerefuzat. și vând ăsta. Peste o perioadă de timp, vine și îl schimbă pe Constantinescu, vine Iliescu la conducere. Mă cheamă vântul. Băi, te rog, eu din, în vreau să-ți dau revista înapoi. Bă, nu mai am bani. Cum, domne, ai cheltuit astea bani? Da, dar i-am cheltuit la casino. Băi, te rog, iau înapoi. Nu, eu vă mâncați aici, gura ta. Mă chemase cu o săptămână înainte Iliescu. Alo, voi ne păi ce vă ca asta cu. Uh, eu știam că ești cu noi. Ia uite ce îmi fac asta. Domn' președinte, nu. Nu mai ai revista mea. Cum nu mai ai revista? Nu, Dumnezeu, am vândut-o Vântul. Păi uite, dume ce scrie aici. Tot Dragomir e proprietarul. Fii atent ce a făcut Vântul. Vântul e de o inteligență rară. Reține ce uh, spun. Uh, la proprietar era de Dragomir. El a găsit pe una care o chema Roberta Dragomir. La dâul ăsta a pus o, o liniuță așa. Și proprietar, Re Dragomir, fii atent aici. Să ducă da. lumea Dar toată lumea tot, Dumitru Dragomir, mă miream de ce mă toată în jură toată lumea tot pe mine. <laughs> înțelegi? Și spun un vântul, băi, nu, nu, mai iau un, înapoi. Băi, te rog frumos, băi, dă mai pe jumate din preț. Băi, n-auzi că bă, iau-o gratis. Înapoi. Opa, când am auzit uh, că uh, au găsit, bine pe două Coci. Am luat-o și am dat-o lui Zi. Um, Gheza. Gheza. Înțelegi? Gheza. Nu știu ce a făcut cu ea, dar am, am o, 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 știu, o întâmplare puternică cu el și cu Vizer, care nu vreau să o dau pe piață acum, că o, o știe lumea, dar nu vreau să, să o... știu ăștia, așa, o știu, vă, o știu și voi. Ce... da, 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 O știu, dar eu nu vreau să... Și acum atac la persoană numele ăsta nu la știu, tine. A, a, nu știu, nu mai știu de, 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 de... nu mai știu. Da, ați scris istorie, ce să mai... Ați scris istorie, domnul președinte, cu atac la persoană a, și pe politic și pe... A, și, păi fii atent aici, aveam eu. Aveam universul cu Dinu Seraro, director, care îi luasem Hotelul Național. Hotelul Palas, Dacă îți amintești. Avea da. etajul 1 și 2, o redacție de vreo 4 50 de oameni, nu mai stăteau în, în, în hotel. Păi, să-l ai pe dinu Seraru, totuși. E ceva? La sportul aveam pe Ioanițoia, pe Tolontan. Erau. Cei mai mari. ăștia. erau. Eu m-am înconjurat de oameni. Deștepți și cu puțină faimă, înțelegi, în, în decursul vieții mele. Dom'le, ca să dai pe sărarul director la un ziar, nu te supăra. Trebuia să ai... Dar și salariul era pe măsură. Tati, eu am întârziat vreodată salariile? Nu. Odată n-am nici... întârziat salariile la niciun uh, uh, angajat. Dar la un moment dat, noi eram la Palatul Universu. Restul redacțiilor le-ați le împrăștiat. Era... Păi, aveam 330 de ziariști angajați. Ai mai pomenit așa ceva? Nu, nu, nu. Da, decât Adrian Sârbu a avut la protecție. Pe onoarea mea, dacă... Uh, și așa... vorbim de presa scrisă, adică da, nu da, 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 da. Dar eu am vândut când mergeau ziarele. Asta este marea artă a unui om de afaceri. Adaptarea și să simți... Când am văzut online-ul că... O ia, da. O, o, o ia razna și îmi reduce din, din vânzări. Am ajuns de la uh, 800.000 de, de ziare la... 370 de, mii de ziare, le-am văzut imediat. Ce făceați bani din presă, adevărată, nu din Bă reclame de cum de se face acum. De mine. păi, fă o socotelă, numai 50 de bani să, să fiu, să fiu oprit pe zi. 50 de bani să-ți fi rămas de la 850 de, mii de ziare. Pe zi, vă dați seama. Pe zi, Atunci, ce bani erau atunci? Dar ce necazuri v-au adus mai mult, așa, personal, presa sau liga? Presa nu mi-a adus necazuri. Liga mea a adus de cazuri. Liga, pentru că aici deranjeai săptămânal pe câte cineva. Câștigai tu săptămâna asta, erai fericit. Pierdeai săptămâna viitoare, erai dușmanul meu. Că ziceai că eu ți-am pus tălpi. Ai înțeles? Corect. Era... Și tu gândește-te ce patrone aveam eu. Nu ca acum. Acum mai da, sunt trei. Da, asta, 3. o să vorbim acum, și de patru. Acum mai sunt trei, patru. Cine a fost cel mai mare patron, dușman al dumneavoastră? Așa, public știm cu toții, dar de la dumneavoastră vreau să știu. Cel mai mare dușman care nu l-am simțit. Deci care nu l-am simțit și mi-a făcut rău a fost Porumboiu. Care era ca un frate pentru mine, poza foarte bine în prieten și uh, uh, a, a fost cel mai mare dușman al meu. Cum v-ați dat seama? Oh, Mi-a făcut mult rău. Și am ok cu el? Nu, 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 nu. Nu. E, nici nu vreau să aud și nici nu pot să îi pomenez numele pentru că am uh, strică uh, Bună dispoziție. Feng shuiu. Feng shuiu. <laughs> uh, domn președinte, da, ați văzut uh, anul trecut pe Netflix a avut loc un, uh, o premieră a unui serial, un documentar despre FIFA. Majoritatea știați din acel documentar, nu? I-ați cunoscut? V-ați uitat la documentarul ăsta? Bineînțeles că m-am Cine nu? Dumnezeu nu s-a uitat. Păi, oamenii din fotbal, clar, s-au uitat și microbiștii. Da. Ce părere aveți de documentarul ăla, de mafia, din păi și așa mai departe? Dom'le, o parte e adevărată, să știți. Să știi că nu iese fum fără foc. Nu iese. E... în toate uh, problemele astea pe care presa le scoate, într-adevăr, mai fabulează presa. Dar uh, multe sunt. Uh, parte din ele sunt adevărate. Deci ce să. Noi uh, nu putem să, să, să mințim, să fim niște oameni falși, a, a, să spunem că totul era perfect. Vezi, de treabă dorul, Nu puteți. Nu e. De deci ce există domeniul de activitate fără fisuri. Dacă vă cu oamenii ăștia din, de la FIFA și mergeați pe acolo, vă tratau. Uh, ah, ca pe un rege. Ca pe un rege. Și noi, și, și eu pe ei aici. La cel mai înalt nivel. E posibil. Ce, Dumnezeu, ce condiții puteai să ai. Să te numai la hoteluri de 5 stele, numai la. făceau și cinste. restaurante, Michelin, numai la asta. Federația e foarte bine înfiptă și din punct de vedere financiar și politic. Și Liga la fel. Acum Liga nu, nu mai există. Este aproape inexistentă. Da, de Dar ce? de ce? Din cauza celor care conduc sau care? Da, s-au -au... Da, intrat în, într-un cont de umbră, nu, e nici, nu mai este nici performanță și de aici pleacă tot. Deci să leagă una cu alta, performanța, față de, da, performanța da. Din, din fotbal față de... Da, da, da. Categorie. Dumneavoastră, din câte știu, ați și reușit să face sediul la frumos în panduri acolo, nu? L am făcut din banii mei și erați mă la pușcărie. <laughs> dar chiar cum stați cu problemele cu dosarele am văzut că ieri v-au trimis în judecată la alte da, Ăsta este un proces care lumea trebuie să știe a durat 10 ani și judecătoarea nu avea voie să ne judece pentru că șeful tău știe la lumea justiției că la fond dacă ai avocați și fiul meu e avocat de barou, plus Florin, directorul hotelului meu, avocat de barou, și trebuia să judece la curtea de apel. Deci nu era competența... Și după ce ne-a judecat 10 ani, s-a năruit totul și s-a luat iar acum cu curte preliminară, cu tot care mai durează 10 ani. Dar între, între timp s-a prescris. E prescris, de A prescris. Dar și eu nu, vreau, nu, eu nu vreau să se prescrie. Eu, avocații, tot mă bat la cap să. Că, doamne, să renunțăm că. Uh, gata, s-a prescris. Păi le dați și bani degeaba și, la avocații. Nu, 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 nu. Eu vreau pentru nepoții mei să le dovedesc în procesul ăsta că e o aberație. E a fost uh, uh, un contract în, între două uh, societăți civile, nu au nimic cu statul. Dar Iubici. cum au apucat să ia dosarul ăsta, pentru cei care nu știu? Cum a picat? Uh, hai să-ți dau tot așa un secret. Antena 1 era tovarăș pe drepturile de televiziune cu Digi. Și ei s-au uh, supărat. S-au băgat în pușcărie. Dacă știi, uh, Antena 1, directorul Sorin uh, Alexandrescu l-au Alexandrescu trimis în pușcărie. Eu am fost martor. Și a trebuit să spun adevărul, că mi-era frică că mă duc și eu la pușcărie. Că m-a chemat procurarea și mi-a zis, dacă nu-mi spui adevărul, te, te, uh, din martor te pună uh, asta. Și am spus adevărul și după aia mi-a ap apăsat pe o clapă și ce i-am spus eu ei era purul adevăr. Deci n-ați mințit. N-am mințit cu nimic. Și atunci Antena 3 s-a supărat pe uh, mine și a fost o campanie de, de presă ținută de uh, doi indivizi uh, Ciuvică și Badea la Antena 3 în care au influențat au zis că nu opresc emisiunea până nu va trimite în judecată și pe mine și au trimis ca să îmi pace și capra și varza m-au trimis, dar bineînțeles că n ar absolut nicio tangență cu procesul Asta a fost... Da, domnul da. președinte, dar oricât de tare ați fi, că vă știu de atâți ani și sunteți un om tare, vă că. Vă, nu! Vă... M-am învățat, vreau să să continui. <laughs> nu, 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 nu. Acum, 24 de ani am fost mai în proces. Păi fii atent aici. Că mi-a dat 12 ani de pușcărie uh, uh, o, o doamnă, dar, dar acum mi se pare că s-a dus la curtea de apel, Daniela Toader, o chemă. Nici nu eram în dosar. Dar dosarul meu l-a băgat cu 56 de evazioniști. Și la grămadă m-a condamnat și pe mine. Cu aia, cu cei mai. Eu știu, mai vrei sau mai, da, mai da, neplatnici. Dar eu nu aveam nicio treabă. Nimic. Deci absolut nimic. Reține ce. Uh, uh, ce să spun. Apropo de că vorbeam la început de înjurăturile alea, vreodată vi s-a întâmplat să vă înjure cineva pe stradă în față? Nu, no, veneau și făceau poze cu mine. Mă înjura un grup pentru că oamenii în general, să nu se supere pe mine, oamenii scau oile. Da, da, clar. Da, uite, într-un grup, dacă doi înși încep să zbiere și sunt 20, toți 20, parcă sunt anesteziați, au căzut în plasa uh, Efectul de turmă. Efect, efectul de e, e, turmă. Categoric. Categoric. Tata. Dar Așa bine, păstradă... dar eu am rezistat la tvl la bine de tot. Ați fost. Ce și m-am ferit să greșesc. Eu n-am prea greșit în decursul vieții mele. Eu, reține, am mai spus odată și am spus-o la televizor. Dom'le, eu dacă eram judecător și mă, mă judecam pe mine, nu puteam să mă condamn. Mă feream ca dracul de tămâie de, 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 de toate uh, uh, nebunii. Băi, nici Mă duceam la mare și nu depășeam 130 de kilometri niciodată, nici cu șoferul. Îi spuneam, alo, atenție, nu știm ce e pe urma noastră. Ați simțit vreodată că sunteți urmărit? Da. Am păi da, pe mine m-a chemat șeful securității statului, Johnny Popescu. Eram deputat, fiți atenți aici ce vă spun. Și am coborât de la casa poporului, unde el avea birou jos. Și era din zona mea de unde sunt eu, de lângă Bălcești. Și eram amici. Și îmi spune, bă, ești un tâmpit. Și eu, fii atent aici. Eu eram vicepreședinte de Comisie Parlamentară. Eram tare de tot. Îți dai seama, cum își, chiar dacă era prieten cu mine, cum își, cum să-mi zici asta. Păi tu ești nebun, mă, băiatule. Ești la televizor și nu mai prostii vorbești. Și ai microfoane și sub limbă. Băi, frate, când m-am auzit atunci, băi, doarele. atunci m-am speriat. Am zis, doamne, nu e în regulă. Cum am, domne și sub limbă? Bă, băiatule, ai la ligă, ai în casă, ai în mașină, ai și sub limbă, băi, te-ai Aoleu, oh, să rămână, mulțumesc, gata. Și de atunci, în cația și ta, și, și copiii mei, și nepoții, și ăsta, am spus, fraților, feriți-vă, pentru că, uh, totul se plătește în viață. Clar. Notorietatea, fii atent aici, notorietatea se plătește. Cine îmi spune mie că nu, greșește. E pe pielea mea. Nu există să nu deranjezi pe cineva. De fapt, nici nu poți să mulțumești pe toată lumea în decursul vieții, dorule. Eu sunt un tip bătrân acum. Am 78 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc la fel și vouă și ție. Am 78 de ani. Păi tu gândește-te că eu am fost peste 25 de ani mai în procese. Că eu am avut procese și ca parlamentar. Și înainte de, de asta, că eu am fost pe sticlă de 60 de ani sunt, sunt, sunt pe sticlă. Tu îți dai seama Mă luam în gură cu Păunescu, cu Vadim, cu aia, când erau cu barbu, cu tot, și după aia am, eu i-am luat în străinătate pe majoritatea. I-ați făcut oameni pe mulți, ce să mai? -ați nu, pe făcut... ei erau oameni. Da, dar da, pe mulți i-ați făcut de... oameni. Da, ce da, să mai? A, dar se... în cei 21 de ani, care a fost cea mai mare provocare? așa Cine a băgat bățul în. Că păi cum poți vrea să mă schimbe în fiecare an? Gigi Becali jucam poker cu el seara și dimineața vroia să mă schimbe cu Giovanni. Toți unii erau pe față pe da. care, pe, de, de care nu sunt supărat. Uite să spun da, acum. Dom'le, de ce am fost supărat pe doi? Unul de la Bastui, unul de la Brașov. Să nu mai dau numele, că nu vreau să le pomenesc numele pentru că îmi vine rău. Da. Pentru că ăștia Dansau cu mine zilnic Nu știu dacă uh, uh, Metafora Am metafora înțeles metafora, este, metafora. Și mi se părea că Puteam să, să uh, am încredere în ei Dar de exemplu Un Ștefan de la Piatră nu aveam nicio încredere Dar el a venit pe față Și mi-a zis băi dacă nici acum nu te curățăm Fii atent Era puternic în, în partid Și avea și verde de la Băsescu să mă curățe, Și de la Ponta Bă, dacă nici acum nu te curățăm, înseamnă că trebuie să desfințăm fotbal. Ei vreau să mă curăți, nu aveau cum. Păi tu ce crezi? Mai pun această întrebare. Din cei 18 sau 19 pe care au fost arestați, a fost vreunul în care procurorul să nu spună dă mi pe Dragomir și o lăsăm moale cu tine sau pleci acasă. N-a existat. N-a avut unul, n-am avut cu unul ce, uh, să zică sau să nu, nu dea? Nu, n au avut... Ce, bă, toți m-ar fi curățat. Dar n-aveau concret că trebuie să ai probe. Corect, da. Pe. Păi eu mă duceam jucam am pocor cu ei și spuneam dacă vorbim de fotbal, mă ridic și plec. Unul, da, un diftong dacă scotea... Încercau să vă îmbete, să ce să vă facă. Nu, eu n-am băut, n-am fumat. Păi nu, dar... Toată am viața, to -și, da. Da, știe, știe toată lumea. Da, corect. N-am bă, băut o sticlă de vin în viața mea. Așa este. Bă. Dar ați văzut că cine va făcut rău s-a cam curățat, Băi, de exemplu... bă, bă, culmea este. Bă, toți care mi-au făcut rău s-au curățat. i blestemat? Nu. Nu blestem, nu, 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 nu blestem, nici chiar pe Boiu nu, nu blestem. Nu, 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 eu nu blestem oamenii și nu vreau să, să li se întâmple rău. Dar Băi, fraților, parcă e, un, parcă e, e o aură deasupra pe, pe, care îi lovește pe toți care, care m-au lovit. Pentru că eu adorului, eu am fost uh, uh, gură, nu bogată, gură spurcată. Deci sens... măcar spurcat așa... Ba, ba, da, dacă mi-ai dat o palmă, metaforic zic, dacă mi-ai dat o, 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 o palmă, eu ți-am dat și o brazul ăsta la alt. Ți-am dat doi pumni în loc. Asta am fost eu toată viața mea. Am deranjat foarte multă lume, dar n-am făcut rău la nimeni. Reține ce spun. Și n-am început niciodată singur eu un conflict. Ați fost provocat. În decursul vieții mele, n-am început niciodată eu un conflict cu cineva. Ei încercau uh, cu mine. Bă, toți vreau să mă curăț la un moment dat. Și nu puteau. Pentru că de spunem alo, veniți cu o probă. Mă, o probă, este imposibil. Că ei... Nu puteai, de exemplu, să faci o afacere, Dorule, eu cu tine... Până nu Ei erau prieteni. Imediat se auzea. Eu uh, mi-am uh, fixat lucrul ăsta. Bă, trebuie să nu mai aibă nimeni la mână cu ceva. Asta e primul lucru în viață. Dacă vrei să să nu te duci la pușcărie și cu fratele tău, nu faci nicio uh, afacere oneroasă. Dar Sau... de la ligă cum au reușit să văd dea afară? A, păi nu știi? Nu. O, e de notorietate. Ponta și cu, și cu Dragnea, seara, a doua zi se ținea adunarea generală. Seara, la hotelul lui Cocoș, a invitat toți patronii și președinții de cluburi. Le-a dat 129 de milioane. Ce înseamnă asta în euro? De euro. A 129 de milioane de euro. La toți, nu? Plecat. La toți, la toți. La, I-a luat numai o parte. O parte n-au luat, nu v-au trădat. Nu, o parte, uh, numai o parte au luat. Din, al restul au fost mințiți. Și la uh, pe unii i-a amenințat. Cu ce? Cu dosar Că erau la putere. Uh, bineînțeles, ce da. erau. rău. rău ce mai tărău? Unul era prim-ministru, al altelor... Șeful camerei. Și șeful de partid, al, Celui mai tare partid. Eu am fost dat politic, și uh, eu uh, și Mircea Sandu. Și că n-am tăcut, m-au trimis și în, în, în judecată. Că au forțat Liga să semneze în, în, fals, ca să se constituie partea parte civilă. civilă da. De asta este un lucru... De asta am, de asta Cine am era la Ligă. A, erau foarte tari. Cei mai tari, după părerea mea. unul Mincu, care este de o inteligență rară, este unul dintre cei mai deștepți oameni pe probleme de sport din această țară. Ăla e cel mai deștept. Și mai aveam uh, unul, Catalin, uh, mă rog. Ori... Juriști adevărați. Dar Vai cu echipa de, de acolo ce s-a întâmplat? Când v-ați clădit o echipă echipa, lucrați, că e normal să doar nu lucrezi cu dușmanii. O parte au rămas, alții... A, au, deci au nu s-au răzbunat, răzbunat pe toate echipa. Păi erau super meseriași. Iar uh, așa ca un fapt divers, am mai spus-o și o spun, cei care au semnat hârtia în fals a fost uh, Ginu Iorgulescu și contabilul șef pe care eu l-am pus, l-am dat pe unul dintre cei mai mari meseriași din fotbalul românesc, Popescu. L-am dat afară pentru că și a venit să anii pensiei. L-am dat afară ca să-l pun pe el pentru că am fost prieten cu Taicăsu, care a fost primar la Brașov. Și uh, el a să cu Bogdan, cu fiul meu, și a venit la mine, era șomer și m-a rugat să-l angajez, l-am angajat și l-am angajat și s-a construit parte civilă în fals împotriva mea. Nu îndepărtați microfonul, domnule, să vă audă lumea. Gata, gata. Haideți gata. să revenim puțin de afaceri. Cum vă merg afacerile? Domnule, afacerile merg binișor, dar acum este o perioadă în care apartamentele nu se prea vând. Că eu n-am făcut apartamente mici pentru... Eu am făcut apartamente absolut deosebite. Unele dintre ele cu piscina la etajul 11, cu ce arhitectare ați avut vreodată? Da, 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 da. Um, câte blocuri aveți? Nu, câte apartamente ați construit până acum? Păi, am, am acum. Acum am 120, acum la vânzare. Și nu se vinde. E ba bun. da, ba da. Am, am vândut din ele uh, 37. Astăzi am mai vândut unul, un, cred că 38. Și. Cât costă uh, un apartament asta? E, Între 120 și. Da, dar vorbim și, de zona 1, 200 1.200. Da? Și da? 1.200 câte camere are 1.200? 1.200 e cu piscină, cu asta are 650 de, de metri. <gri> și cine a cumpărat? Sunt, Dacă sunt put... doi. Sunt doi care uh, au. Români, nu? Români, da. Români. Cunoscuți? Cunoscuți. cunoaște toată lumea. Cine? Unul e un negustor și unul este un cântăreț. Da, un cântăreț. Deci a luat apărarea noastră. Da, da, da și e uh, oferiți așa și bază de deci ce un complex de la ca lumea, nu? Wow. Hai povestiți-ne, lăudați-vă. Vezi... Domne, da. dom este uh, în primul rând este cel mai exclusivist cartier al Bucureștiului. Ăsta va fi cel mai după Nordului, unde este ambasada Chinei. Chinei calsar aglomerat în draci. Da, corect. Uh, acum la biserica asta unde face Gigi biserica în, în uh, la, la, la... La OMV-a, acolo, în Pipera. Aproape Andronesc, aici, Spre Andronache. A, 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 în în spatele la Lidl. Da. Până în Calea Ferată. Așa e o porțiune de, să zicem, de 50 de hectare de pământ. Aici, Becali, Becalii, fata lui Becali, ca să îți dau toate, fata lui Becali a făcut un, două blocuri absolut de senzație. Și eu... Am auzit și eu că fata face acolo și m-am interesat. Păi, domne, ca să-i dea. Pandele n a vrut să-i dea decât patru etaje. Aprobare, pe patru etaje înălțime. Și atunci a care domne, ce vreți să fac ca să-mi dați opt etaje? Domne, să faci aici, în capătul ăsta, un bulevard de 21 de metri până în lac din bulevardul ăsta care duce la, la Calea Ferată și la Biserica lui Gigi altul până în lac și în partea înaltă altul de 16 metri între cele două blocuri și Becali a dat pământul de la el fii atent aici a pierdut numai ca să să, să, fa, să facă fetei lui Alexandra uh, plăcerea plăcerea, da și atunci noi cum am auzit că s-a dat aprobare uh, să, să facă cum să pierzi atâția, că a pierdut 4-5 milioane el uh, la afacerea asta. Bine, că nu l-a cumpărat cu, cu atât, l-a cumpărat cu 3 uh, dolari metru și acum ai 500 de metri. Și atunci m-am dus și eu la el și am zis, băi, Gigi, vindem și mie lângă fata ta. Bă, că, bă, 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 bă. vindem bă și mie aici. Nu, că e scump lângă fata mea. Și l-am convins și mi mi-a vândut destul de scump după aceea, acum sunt aproape gata cu asta. Și încep în primăvară am făcut puz pe malul lacului, unde e mai al dracului, mai, tot, tot în cartierul ăsta de 30-40 de... 30, 40-50, de, de dar e ocupat în proporție de 70% deja. Va fi cel mai exclusivist uh, cartier al uh, Bucureștiului. Acolo am mai cumpărat acum uh, 12.000 de metri pătrați, unde fac 330 de apartamente, da. Am făcut puz, dar le faceți de finisaje ca lumea nu așa. Nu face nimeni, Băi, fraților, veniți și fără comparație nu poți. Degeaba dă unul din gură și spune că domne, veniți cel mai bun constructor din această țară. Veniți și faceți comparație cu ce face Mitică Dragomir. Dar de unde vă găsiți oameni că toată lumea se Domne, o lucrez cu două firme care au majoritatea muncitorilor între 60 și 90 de ani. Aoleu! Aia sunt meseriași. Și vin la muncă, nu sunt Și 80... dom'le, am unul de 87 de ani, nu se ține nimeni după el. Ce să și cum muncesc, cum... cum mi-e o rușine de ei, nu... e o rușine să le zic ceva. Păi sunt, 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 sunt unii, Dumnezeule, cred că sunt născuți Ăștia, dacă se duc afară, nu câștigă sub 5-6 de euro pe lună. Dacă, dar sunt bătrâni. Și atunci. Nu le arde să Nu plecă. le arde. Și stau. Uh, Și aici. acum, la ora actuală, cu oameni aveți pe șantier acolo? A, astăzi, dacă uh, mă duc, am, uh, a, am fost de dimineață. Am 96 96. Nici mulți, nici puțin. Nu, 96. Pe, pe cele două blocuri. Pe cele două blocuri. pe acum sunt în, în faza în care eu în două luni de zile să mută numai el. Deci finisaje. Las finisaje, a -a. da. Mai am să, să fac gardul, grădinile, puțin scările, balustradele și, și cam atât. De-aia povestiți-ne o zi de-asta noastră cu șantierul, vorbesc. Lăsând emisiunile uite, și colaborările. Uite, mă scol la 630 7. Citesc presa, mi aduce Cristi presa. În fiecare zi Cine citesc trezi Cristi este șeful de șantier, dar lucrează numai cu mine, amândoi. Ăsta. Ăștia zic că e șofer, dar nu e șofer. Este șeful un, de un șantier. Timp, da, șeful de șantier. Și el vine, ia mașina și pleacă la hotel. Eu citesc iarile, mă uit pe internet. pe internet. Citesc și pe internet ce, ce cred eu că e, că e interesant. Și plec pe jos la hotel. Și fac un kilometru și 200 de metri pe jos până la hotel. L Aveți birou acolo. Da. Și fiu eu și eu. Și acolo mănânc sau beau o cafea. După aia plec la șantier. La ora 9 ajung la șantier. Între 9 și jumate 9 ajung la șantier. Și o iau pe scări. Că merg lifturile acum, că e aproape gata asta. O iau pe scări, pui. Și urc până la etajul 9, mai cobor, mai urc până la etajul 4, până la etajul 5, în blocul ăsta. Apoi mă duc și întregul alt și mai fac până la ora 1 și jumătate, mai fac încă 2 km, ori urcând, ori me -ă 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 mergând. La ora 1 jumate plec acasă, mănânc de. 60, de aproape 60 de ani cu nevasta mea la prânz și am avut și 30 de bucătari angajați. Îți dai seama că am avut saloane de anuntă ăsta lângă Casa Poporului, aveam 30 și ceva de bucătari angajați. Și nu gătea nimeni, tot nevasta mea gătea pentru mine. Și acum la prânz cine gătește? Ne nu mai nevasta mea. Soția. Nu mai gătea. Și mănânc cu nevasta mea. Duminica mănânc cu familia, cu nepoții, că indiferent, numai dacă sunt plecat în străinătate, dacă nu mâncăm obligatoriu uh, uh, și ne spunem păsturile odată dată pe săptămână când ne întâlnim. Și cu fiul meu analizez și cu Cristi și cu mai am uh, 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 unul, Didi, care el stă de trei ani n-a lipsit o zi de la șantier. Și vine la șase și pleacă la șase. Așa sunt oamenii mei cu care lucrez. Dar unde mâncați la duminica? La băiat sau la... Nu, nu mâncăm. La, uh, la restaurant? La rar când facem în curte la mine ceva, restul numai, și nu la noi, la uh, restaurant, la alte restaurante. Ne ducem... La, la Chiriaș, la Pescobar. Nu, nu, și la Pescobar, că se mai Haideți că vorbim și de Pescobar, să ne spuneți de ne necazul la care l-a... Auziți, da, apropo, eu îl știu și pe băiatul meu, foarte bine, am și lucrat cu el la OTV când modera emisiune. Na, nu i-a plăcut așa ca dumneavoastră să fie mai vizibil. Nu, este un tip... A avut alte educație un tip care vorbește cinci limbi, știe, vorbește cinci limbi cursiv, nu da. Așa. un tip care a făcut două facultăți, are două masterate, un, un tip care n-a vrut să, ia, să, să sau să intre în da, politică. Da, da, da. Și nunta să, au, lui, dacă vă ziceți, da, da, dacă, dacă, da, sigur, da, de la da, Lido, da, da, da. a fost o nuntă discretă, n-a fost cum da. fac ăștia bine, acum. Bine, de, Bineînțeles. Mi se bine înțeles, face pielea de găină da, cât înțeles. de frumos a fost. Și bine, are, a plecat după altă platformă, a avut altă educație, a avut o mamă, care l-a educat extraordinar, eu am plecat, băi fratele meu, eu am plecat la coada vacii, mă, mă eu sunt caz, a, a, puțin oameni care au plecat din sărăcia în care am plecat eu și să reușească cum am reușit eu. Mulți ori păi au reușit tu, 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 de cele Păi lei. tu gândește-te că eu și pe timpul lui Ceaușescu, eu am fost 20 de ani pe timpul lui Ceaușescu președinte, Așa e. Dar e real, și la o propos. parte din ei n-am fost membru de partid. Deci... Da. Vreau să vă întreb un cangan. E real aia ce se, ce se, citește pe net că ați luat 17 pe... și se a spus să joace fotbal profesionist, nu știu cum, la țară? Nu, o să-ți povestesc că, și, aia, că sunt multe, le-am mai povestit asta. E adevărat, domnule, nu este, uh... Uh, fum fără să faci focul <giric> Ce să mai dăm după <giric> Bun, hai să vorbim de pe Scobar. Să înțeleagă toată lumea, el este chiriașul noastră, nu acolo la... Este chiriașul meu, dar Va la plăti a plătit chiria când l-a închis da. Hoia Constantinescu? Uh, da, dar nu are nicio datorie, vedeți vă vede. vă Nu vă luați că are datorii la NAF sau nu știu pe unde, nu e nimic adevărat. Îi țineți cu chiriașul, nu cu. Nu, 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 nu. nu. Că eu l-am întrebat personal. Băi, nebunule, ai datorii. Nu, domne, am o amendă de, de uh, 1000 de lei, 1002 lei. Sau 1003 lei, cam așa. Dar asta e singura datorie care a avut-o. Nu. Domne, eu, bineînțeles că țin cu el să-i meargă bine ca să-mi plătească uh, chiria. Uh, Ce chirie vă plătește? Dacă O chirie bună. bună? Ca o parte să se duce la primăria capitalei din chirie. Dar acolo n-a fost chinezesc de noastră? Ba da, ba da, ba da. Deci acolo e, da. La... Uh, uh, vapoarele sunt proprietar și vapoarele le-a cumpărat el. Ca să știți, e pro... el e proprietar pe vapoare acum. Adică proprietar e când achită toată datoria, că plătește în rate. Tot eu sunt proprietarul la ele până plătește el uh, chiria. dar el... Termină, da. Da. El a cumpărat vapoarele. De la mine. Să le plătească în, în, în câțiva ani. Pentru ponton, unde eu am autorizație de construcție, eu sunt printre puținii care am autorizație de construcție pe, pe construcția respectivă, plătește chirie și din chiria aia eu plătesc 40% primărie capitale. Nu primărie 1? Nu, nu. nu păi, parcurile okay. nu sunt ale 1. Da, nu știam. Păi, am. Domne, în orice caz, plăt, plătim o grămadă de, de bani. Eu plătesc uh, uh, și impozitul agricol pe tot lacul, pe, pe două. Pe luciu la, de Tot. Impozitul agricol pe uh, peste 100 de hectare. Uh, Herașăru și, și băneasă. Dar acum, vis-a-vis -vis de meciul ăsta cu șeful ANPC, Horia Constantinescu, că Horia Constantin nu s-a dus numai la el. Dar, nu, domnule, Horia Constantinescu, hai să nu mai dăm după cirești. A avut dreptate. A avut dreptate. Hai, domnule, ce dracu. Dar nu a să ceați zilnic acolo, sau cel puțin zilnic. Domne. încă o dată. Nu, nu vedeați mizeria aici? nu. E mic totul, nu? Doamne, vapoarele au îmbătrânit. Nimic nu este veșnic. Iar Horia Constantinescu, mie cel puțin, mie, mi-a făcut o, o, cel mai mare bine. Că ăsta a făcut acum, a băgat atâția bani. Bagă peste 400.000 de euro în, în ele, în, în vapoare. Care, și le-a făcut noi toate. Ce vă convine? că? Cum drăguț. Și, și a făcut uh, cu aprobarea mea că dacă nu-mi plăcea ceva și-a făcut totul nou și-a cumpărat toate utilaje noi. Ca să nu mai... Și-a mai cumpărat și patru mașini dintre care a frigorifice când le-am văzut și eu două acum a dat 95.000 de euro pe ele care fac minus 21 de grade nu, Horia Constantinescu este de felicitat vă dați seama că dacă n-ar fi în regulă eu nici nu, nu cunosc, nu l-am văzut în viața Asta mea, mea nu-l cunosc, nene, n-am dat niciodată mâna cu el, nu știu cu, cu el, dar ce-a făcut, a făcut un lucru bun și fii atent aici nu este tipul de om care să îți poarte ranghiuna. De asta și conduce cum trebuie acolo. Domne, dacă faci un le și îți dau drumul să. Dar în le mă chem să văd dacă e în regulă și dăm drumul. Se mănâncă bine din ce extraordinar. Dar... Cel mai tare, domne, ce nu mai dau ăștia după cireș, că nu știu ce face, că e cel mai tare din toată uh, țara pe fructe de mare. N-are egal. Îl, îl va uh, depăși pe nu ăla aia, uh, pe, pe, pe turc. Da, 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 ăla din tot, Istanbul aici și Dubai. Păi acum face la Cluj, la Iași, în Bulgaria, în Grecia și nu știu mai unde deschide. Pentru că rețeta lui este cea mai anaibii a, a, a a, a, rețetă. Plătiți nota de plată când mergeți la el? Nu am fost decât de două ori. Odată am fost cu gașca mea care mănânc marțea. Să ne povestiți și de... Suntem noi în Gașca la boschetărie acolo, dar s-a închis acum. S-a închis, dar nu, că nu, nu mai nu la boschetărie. Mâncam la câte un loc. Și m-am dus odată cu ei, cu Păunescu, cu ăștia toți, pe vapor acolo. Ne-a făcut el uh, o masă, dar absolut de senzație. Absolut de senzație. Păi, domnule, nu poți minți poporul, domnule, degeaba. El a zis în felul următor, dați-mi unul care a plecat bolnav de, uh, uh, de la mine. Unul, unul singur. Și nu s-au găsit. Deci, din punctul ăsta de vedere, are grijă de. Acum, pe, o, pe o piață pentru, mă rog, pentru oamenii de afaceri și oamenii de cărciun și baruri, discoteci și așa mai departe, s-a făcut o tranzacție. Ați vândut fostul. Uh, nu loc, acum se numea. Funky? Funky, tot lui Pescobar și face acolo totul restaurant. Tranzacția bună? Că nu o să-mi spuneți suma. Asta niciodată. e tranzacție bună, ăla nu că l a fost un trac făcut mai de mult. Și eu am autorizație de construcție uh, acolo. Tot. Păi vă dărmau ăștia de mult. păi m-a dărmat odată. Am pierdut... Uh, Cine? Ce primar? Uh, Videanu, cred. Nu, 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 înaintea lui uh, Videanu a, a fost. Uh, Băsescu, uh, atunci. Uh, nu, 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 nu. nu, nu. Uh, uh, unul de la PNL am fost și coleg cu el în... Uh, Orban? Pe uh, păi Orban a uh, uh, Sau a fost primar Orban? PNL a fost, uh, mă rog, unul... A, ah, ziceți de... știu de cine Kiliman. Chiliman. da, da, da. Așa da. că eu Pe sunt în eu, la... eu țin minte, da, dar... Uh, uh, eu mă gândeam la nu, capitală, e... da? Kiliman, era. Kiliman. m-a Kiliman. Kiliman. Kiliman demolat și după aceea am primit autorizația de construcție de la primăria capitalei. Dar ce ați făcut cu banii de la tranzacția cu Pescobar? Sunt într-un cont, dar bănuiesc că investiți în ceva, nu? Nu, pentru că el plătește în rate. A, ah, deci ați dat posibilitatea asta. E plătește în rate și eu sunt uh, am mulțumit cu chestia asta pentru că m am zis așa că mai trăiesc și eu câțiva ani de zile, 15-20 de am tot mai trăiesc că sunt viu din toate punctele de vedere. Păi cum să nu? <laughs> și Pentium 17. <laughs> Domnul președinte, <laughs> dar nu prea ați vorbit niciodată public așa de nepoții dumneavoastră. Ce fac? Cu ce? Domnule, um... nepoții mei învață carte. Cât ani carte, au acum? Uh, Unul are 19, face 19, alalt face 14, ca să zic așa, peste 6 Pe ce drum o apucă? Cel mare este student. Unde? La S, relații internaționale, vorbește două limbi străine, vorbește engleză perfect, a făcut toată viața numai în engleză, la școlile engleze, americane, așa, și în limba engleză și germană, al mic uh, vorbește perfect uh, engleză, mai bine decât românește, că face studiile în engleză și vreau să vedem dacă vrea să... Uh, am vorbit cu el, vrea să învețe mandarina, să... Băi, frate, eu uh, las în urma mea oameni care să învețe carte să facă ceva pentru țara asta, cum am făcut și eu. Da, păi clar, a scris istorie, ce să mai... Și ăla micu? Ăla micu a, a joat ca amândoi fotbal. Amândoi. Dar de performanță stau așa? De performanță. La... Ăla e junior, dar joacă la titular la uh, divizia C. La divizia C. Oh, uh -huh. bun! Oh, oh, ce! să laudă cu a, Bunicu. A, a promovat la rapid la 16 ani. să laudă cu bunicu? Doamne, este o... Asta cu bunicu, nu e în regulă. Pentru că uh, lumea, când vede că e nepotul lui Dragomir, vrea să fie Maradona uh, Așa mei. e, da, da, da <laughs> Dar nu vor trăi din fotbal Nepoții mei nu vor trăi din păi fotbal ce le lăsați și da, băiatul... Deci nu vor trăi din fotbal Fac de plăcere Și foarte bună, educația de grup Este cea mai bună Te ferește pentru că te controlează Vine doctorul bă, bă, din două în două săptămâni Îți ia sângele Vede dacă ai băgat o substanță în tine Ceva da, e, 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 bine, e bine să dați copiii la sport Exact, îi controlează imediat. No. Dar apropo, cum vă, cum vă zice? Tata e... No, piti. De la ce vine asta? Dom'le, nevasta mea îmi, 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 zice miti, îmi zicea. Acum îmi zice și ea tot. Și copilul fiind mic, nu putea să zică miti, și zicea piti. Uh -huh. Și pe nevasta mea o cheamă Vica, ne poți zic pica? Și mie piti. Am înțeles, de aici vine. Da. Frumos. Apropo de sport și copii dați la... și că îi controlează de sănătate, de droguri și așa mai, ce părere aveți despre Halep și nenorocirea care... Doamna Halep, pentru mine, este o doamnă. Doamna Halep a, 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 este încă o sportivă de top, un caracter ales, numai că ultima dată unde a fost, a fost într-un cuib de viespi. Manager, inclusiv nevasta lui Da, că de... De -așa, să i pună o Mandalogul. <laughs> da, 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 Înțelegi așa. aluzia. Aluzia ca să nu deranjăm pe nimeni. Deranjăm pe nimeni. Uh, cui au paradit A fost uh, N-a fost ceva în Da, în da părinții ei sunt cu tatăl. Îi cunosc familia, îi cunosc niște oameni absolut deosebiți. Care Ce Au, zic, au, riscat, au, au riscat averea, da. Cu că s-au Au riscat averea. Și-au vândut casa, și-au vândut asta pe, pentru fata. Acum, bineînțeles că ea a venit și a umplut uh, 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 golurile. Merită respect. Restul, o doamnă care merită respect. O sportivă absolut deosebită, care a făcut cinste României. Cinste neamului? De a români? Da, da, da. Ce să mai... Nu pot să vă ne apropiem de final, nu pot să vă întreb ce, ce facem cu steaua? Care, pe ce steaua să recunoaștem mai bine? bine... eu știu sigur ce s-a întâmplat. Singura care e adevărată este steaua lui Becali. Clar, ce să mai... Noi tot... Are continuitate. Acum, pe ce a cumpărat Becali? Pe ce a dat bani? Cumpăra ce? Unde a fost Pițurcă? N-a fost la Steaua Antenor? Lăcătuși n-a fost la Steaua Antenor? Da? Acum nu mai e Steaua? De domnul Talpan ce ziceți? Domnul e un jurist interesant. Să știi că prost nu e. că l-am văzut. Nu e băiat prost. Numai că nu-l place sticla. Da, 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 nu trece, așa nu, e, nu, da, nu, da, nu, nu. Nu, 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 mi place sticla. Ai, ai cum înțeleg? vă place pe noi asta, de exemplu, Dume, toți vă eu, Bine, eu mă pregătesc să spun și prostii ca să pot să fiu interesant, ascult. Da, da, le. la un moment dat să știți că n-ați mai apărut. Da, da, da. Și apăreți așa la prieteni, la Horia, uite, ați venit și la mine, acum nu m-ați refuzat. Dume, la tine am venit fără bani. <laughs> la Horia cât îi cât luați? E, nu, no, da, cum să mă duc? <laughs> e miliardar iar. E miliardar, ce să mai are cel mai... Auziți, domnul președinte, vreau să vă întreb, ce are Ceaușescu cu asta? Ceaușescu, dragi prieteni, nu nimeni din familia Ceaușescu, vorbim de Ceaușescu protestatarul. Că el, stă știți, noi îl știm, el nu e cea de cunoscut, cum, pa, cum credem noi. Doamne, el este un tip, ca să nu-l jignesc, îi lipsesc multe. Dar știți de ce vorbește așa? A. El a fost bătut la Revoluție. Păi, de, de, de la comportamentul pe care îl are, este imposibil să nu fie bătut. Înțelegi? S-ar putea să-i lipsească câteva țigle după casă. Înțelegi? Uh, e un tip care deranjează pe toată lumea și nimeni nu a luat nicio măsură. Nu cu mine, că eu suport la tăbălea, eu mai iau cu el la, și la trântă, nu e o problemă. Dar am văzut o, o fază cu oameni. Hai de mine cu președintele Curții uh, Constituționale, cu primul ministru Boc, cu astea, cu, președintele, uh, cu președintele Iohannis, cu președintele Iliescu, domnea asta este, înseamnă că... Uh, bine, eu n-am nici studiile necesare ca să uh, pot să vorbesc de cazul medical al lui. Eu n-am -am studii să vorbesc despre el. N-am studii medicale să vorbesc despre el. Da, dar vedeți că deranjează la da, moment. Dar repet, nu-i foarte da, cunoscut el. ca să nu o spun mai mult, n-am studii medicale ca să pot să vorbesc despre el. Am înțeles. Domn președinte, mulțumesc tare mult, am trecut prin toate. Să fii sănătos. Așa a trecut ora de repede? Bă, mai mult, cred că mai bine de o oră. Ne-am simțit, simțit foarte... -am, și eu m-am simțit foarte bine. Scurs și recuprinzător. Bine, să ascultătorii, primitorii. Mulțumim, mulțumim mult. Și să auzim mai de bine. Doamne ajută, domnul uh, Mitică. Uh, Rămâne porecla neamitică de la ligă? Da, nu? Da, da. Nu vă, nu vă. îmi place și oracolul de la Bolcești. că le cam nimeresc. Care vă place? Asta că Oracolul sau neamitică de la ligă? Oracolul. Oracolul de la Bălcești. <gri> Dar Mulțumim. am intrat în folclor neamitică. Așa este. Mulțumim tare mult, fi domnul sănătos, Dumitru Dragomir. A fost președintele, fostul președinte al Ligii Profesiei. Uite, poate o să urmați, că am zis un, poate îmi sună adevărat. Nu, la vârsta nu mai, nu mai vreau nimic. Vreau liniște. Liniște și pace. Mulțumesc tare mult, dragi prieteni. Ne revedem cât de curând la un nou podcast. Nu uitați să ne dați like și urmărire pe paginile noastre oficiale.